Un tânăr de 33 de ani din Roman a fost reținut de procurorii din cadrul DIICOT Neamț. El se afla de mai multe luni în vizorul oamenilor legii sub aspectul comiterii infracțiunii de trafic de persoane. Mai exact, el promitea tinerelor locuri de muncă în străinătate, în special în Grecia, iar odată ajunse acolo, tinerele erau obligate să se prostitueze. Fiind mai mult plecat din țară, polițiștii l-au putut reține abia acum, când revenise în localitatea natală. Pentru că știa că este căutat, tânărul și-a propus să nu zăbovească în țară mai mult de 2 zile. Dar pe 12 martie, când se pregătea să plece din nou, călătoria spre Grecia a fost întreruptă. În perioada 2012-2013 ar fi racolat mai multe tinere de pe raza județului Neamț, pe care le-ar fi transportat în Grecia cu promisiunea că le oferă un loc de muncă în această țară. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane, iar instanța de judecată a luat măsura arestării preventive pe o perioadă de 30 de zile. Bărbatul le promitea un trai mai bun, însă când ajungeau în Grecia, fetele erau puse să-și vândă trupul. Tot ce câștigau părțile vătămate intra în buzunarul traficantului de carne vie. Este responsabilitatea celor care au comis asemenea fapte, că sunt fapte penale, a părinților. Cum vedeți fenomenul ăsta? Fetele sunt vinovate, cei care le ducă în... În primul rând, fetele, că acceptă așa ceva, că la ora actuală se poate întâmpla orice, nu ai bază pe nimeni, chiar cel mai bun prieten te poate corupi. Așa, și în al doilea rând, acei care fac așa ceva, ar trebui ca în țara asta să existe cineva să-i stopeze, că s-au întâmplat foarte multe cazuri. Trimiți copilul de aici pentru o bucată de pâine, că țara noastră a ajuns unde a ajuns și te trezești că vine înapoi în sicriu. Nu mai visezi că toate se rezolvă așa de azi pe mâine. Să-și facă o educație serioasă, să puiți să muncească. Care credeți că ar fi motivul de a ajung să fie corupte de indivizi fără scrupule? Prea puțină minte, prea puțin maturizate. Dorința de a avea dintr-o dată totul, repede, foarte repede, fără muncă, fără nimica. Ancheta în acest caz va fi extinsă. Polițiștii urmează să stabilească dacă mai sunt și alte victime.